trecut, e bine să ne întoarcem, doar ca să ne bucurăm și să învățăm. Sub semnul infinitului, iubirea e tot ce avem de fapt. În drumurile mele sunt sigur că o voi întâlni. E o chestiune doar de timp. Mireasa, bine ai venit! Uite așa, sunt acolo lângă doamna Eleonora și spune-mi în primul rând, de ce ești singurel? Singurel că nu mi-am găsit perechea. A, asta știu, dar de ce n-a venit mama, bunica, mătușa, cineva? N-au putut pleca de la muncă și asta a fost un impediment. Sunt singur și mă descurc. Și o să, când or să fie toate mamele aici, o să rog să te adopte una dintre ele. Sigur, voi găsi. Zi-mi cu ce gânduri la Mireasa te însori, da? Da, dacă o să fie cazul. Cum dacă o să fie cazul? Păi da, normal că o să fie cazul. Păi da, da. Trebuie și o, să simți. Auziți, când o să le vedeți pe fete... Nu știu ce să zic. Hai, oftați acum, că după aceea, ca să vă trageți suflu. Bine, Sese, pe tine te cheamă de fapt... Seserman Cătălin. Cătălin Seserman, dar cum se spune Sese? De... Toți prietenii spun da, Sese. Da. Așa că o să-ți spunem și noi, sperăm că o să fim prietenii tăi, să-ți spunem Sese. Haideți să vedem cine este Sese. Bună, mă numesc Cătălin Seserman, am 27 de ani. Sunt din Botoșani, sunt zodia Taur. Meseria mea este de barman. Fac asta de 5 ani. Îmi place să interacționez cu oamenii. Îmi place să și ascult poveștile. Face plăcere să-i văd zâmbind. Eu am făcut studiile la Iași, facultatea de sport, deoarece de mic am practicat fotbalul. Este pasiunea mea. Nu sunt un tip care mă opozez. Pentru mine, mersul la sală este o relaxare. Acolo uit de toate. Viitoarea mea logotnică sau soție aș vrea să fie o fire comunicativă, amuzantă, să fie de gașcă. Nu-mi plac pițipoancele, machiajul strident, genele lungi, cam mustața mea. Mi-aș dori să aibă un corp atletic, n-am preferințe înaltă sau scundă, ochi frumoși, un zâmbet frumos. Simplitatea atrage mai mult. Dincolo de proiecțiile despre femeia ideală, Sese s-a gândit la toate, inclusiv la compromisuri. De la fata de care aș fi îndrăgostit, aș accepta să fi fost căsătorită înainte. Aș accepta chiar dacă a făcut videochat. Nu aș accepta dacă ar fi un plat din floare în floare. Iar dacă soarta îi va scoate în calea aleasa, Sese o va prețui nespus. Într-o relație iubesc foarte mult. Dacă mi se pune pata, iubesc cu totul. Chiar și dacă greșesc, eu las de la mine. Dacă cineva mi-e drag cu adevărat, merg până în pânzele albele cu acea persoană. Cel mai aproape de căsătorie a fost pe când avea 23 de ani. Eram împreună cu o fată mai mică cu un an ca mine. Trecând un an de la relație, am botezat împreună și la acel botez am ales să o cer. A fost un moment unic. Dar logodna nu s-a transformat într-o căsătorie. Dintr-o dată am primit un telefon zicându-mi că nu mai merge relația, să punem stop. Ea avea o altă relație dinainte cu 2 luni să pună capăt cu mine. Pentru mine a fost un șoc. Această dezamăgire l-a făcut însă să fie mult mai precaut în dragoste. Eu sunt singur de aproximativ 1 an și 4 luni. Trecând prin chestia asta, aș face-o, dar
aș calcula-o înainte, aș gândi foarte mult. Cu toate acestea, Sese nu concepe viitorul decât având o familie extinsă. Mi-aș dori să am copii, 1, 2, nici chiar echipă de fotbal, eu să fiu antrenor. Dar atenție, fetelor, dacă vă place Sese, trebuie să aveți răbdare. Nu sunt tipul care să mă sărut din prima, trebuie să simt chestia asta. Îmi place să fiu răsfățat, să mi se spună că poți mai mult, arăți bine. Iar în schimb, el oferă echilibru și nu numai. Nu am niciun viciu, nu fumez, de băut ocazional, pe sufletul petrecerii când beau. Ce vorbesc eu acum? Vorbesc ca televizor atunci, nu mă mai oprește nimeni. Mai avem un ultim mesaj pentru fetele ce urmează să-l cunoască. Atenție, vin, să vă așteptați la orice și de ce nu să plec cu una dintre voi. Măi, și-a venit, să ați un de cuvânt. Asta cu ținutul de cuvânt e o calitate. O să vedeți. Așa, deci să nu fie pițipoancă. Da. Dar dacă a făcut video chat, aia e. A, dar... dus-întors aici. E pe cu dus-întors, exact. Da. Adică ce, să fie... dar dacă e... ăla, să nu... Adică să... Exageratul. Să nu fii prea umflat de operații, de chestii. Așa, poate să fie o fată simplu și chiar dacă a făcut video chat. Dar ai mai avut vreo prietenă? Adică de ce ți-a venit ție să spui tu în materialul ăsta de prezentare cu video chat? Sau te-ai gândit la sezoanele trecute când am mai avut câte o surpriză de asta micuță? Dacă era o surpriză, să știți la ce mă aștept. Adică... Tu ai pus rău înainte, nu? Păi da. Dacă pui rău înainte, nu te mai șochează dacă afli cine știe ce despre... Să se întâlnește o fată. Da, și plus că dacă te îndrăgostești, amă, ce să faci? Accent și cu trecutul, nu? Iubire imposibil orice. Da, mai ales că tu ai fost trecut, am văzut, ai pățit-o. Da, chiar da. Îți precaut de acum, nu vreau să Bine, eu cred că o să te însori aici. Să sperăm. Nu știu, așa am un feeling. Bine, fiți atenți, luăm o scurtă pauză.